Viperele, real pericol pentru turiștii care ajung în clisura Dunării. Apariția reptilelor îi poate ține departe pe iubitorii de adrenalină, mai ales în contextul în care mulți se aventurează pe munți fără echipament. În clisura Dunării, un loc binecuvântat, anual ajung mii de turiști. Atrași de frumusețea peisajelor, mulți uită de pericolul pe care îl reprezintă viperele. Trebuie să avem grijă, din auzite s-au înmulțit și sunt foarte periculoase și de aceea ar trebui să nu ne băgăm în căsuța lor, cum s-ar zice. Vă e teamă? Mie da. Vă e teamă de... Mie e teamă și nu ne băgăm, ia ca așa, de la distanță. E normal să ne fie teamă. De zona am înțeles că am închiriat odată o barcă din Orșova și am venit la plimbare la statuie. Am înțeles din ce ne spunea Barcagiu că unul dintre muncitorii care au participat la lucrare ar fi murit mușcat de vipere. Da, e o zonă stâncoasă, zona sunt mai multe vipere. Păi e teamă? Da, e normal să-ți fie teamă. Nu am venit nici echipați, că am fi urcat și pe munte, dar nu am venit echipați cu echipament. Și... Specialiștii ne sfătuiesc că atunci când plecăm pe munte să fim echipați corespunzător, iar în cazul în care pe traseu întâlnim aceste reptile să le ocolim fără să facem mișcări bruște. Spuneți-ne, vă rog, ce ar trebui să facă turiștii să se ferească de acest pericol pe care îl pot întâlni în excursiile lor în Parcul Natural Porțile de Fier? Să fie foarte atenți, să fie încălțați corespunzător în primul rând, pentru că o încălțăminte adecvată te poate feri de multe pericole, printre care și o luxație, nu neapărat un pericol de origine animală. Să fie atenți acolo unde se așează, unde pun mâinile, obligatoriu să urmeze potecile marcate, pentru că sunt cele mai vizitate și automat animalele se retrag din calea oamenilor și să nu le ia în mână. Mare, foarte important, să nu creadă că orice boată e boată, poate să fie șarpe sau orice șarpe este neveninos, pentru că există pericolul acesta de a crede că cunoști speciile și să iei șarpele în mână și de fapt să fie o viperă care, na, normal, se apără și te mușcă. Când atacă vipera? Păi când este surprinsă, când se simte în pericol, cum este cazul dacă am pus mâna, piciorul, fără să o observăm, normal că ea se apără, se simte în pericol, atacă atunci când este prinsă și ca și agresivitate, ele sunt mai agresive când ies din hibernare în perioada aprilie-martie. Experții le recomandă turiștilor să respecte traseele care sunt aprobate și verificate. Riscul este foarte mare pentru că viperele sunt active în această perioadă. Deși teoretic aceste realități i-ar putea îndepărta pe turiștii din zona clisura Dunării, pasionații de drumeții spun că cu grijă poate fi îndepărtat pericolul. Unde trebuie să fie turiștii atenți atunci când pleacă în drumeții vis-a-vis de pere acest pericol al viperelor? Deci, în primul rând, vipera nu o să stea pe un traseu turistic unde oamenii se mișcă, acolo nu o să fie vipera, dar noi știu de mic faptul că în anumite zone sunt vipere. Într-o pădure de pin, cum avem noi în zona parcului pe la Dunăre, știu sigur că este vipera, pentru că sunt locuri deschise, intră lumina în pădure și în acele pete de lumină vipera se încălzește. Știu aceeași chestie că într-o pădure de goron este vipera. De obicei, pădurea de goron este cu o zonă puțină stâncă, puțină piatră, la fel, un habitat foarte bun pentru viperă. Și știu că într-o pădure de fag mai rar să găsesc viperă, pentru că este multă umbră și vipera nu îi place umbra. Trebuie să fii atenți la cărări, la potecile pe care merg. Din experiența mea proprie de ani de zile de când merg pe munte, am constatat că ele sunt pe lângă apă. În special noaptea ele coboară ca să își prind prada lor. Șopârle, șobolani, șoareci, groaște, da? Deci dacă faceți camping pe malul apei, vedeți că pe sub pietre, bolovani sau ce știu, un tufe, s-ar putea să dați de o viperă. S-au mulțit în ultima perioadă? Da, s-au mulțit și au apărut viperele negre. Am înțeles că sunt repopulate de către cei de la Geopark, care vor să readucă fauna în ce era odată.
De la începutul anului au ajuns la spitalul din Drobeta, Turnu Severin, 3 persoane mușcate de vipere, 2 turiști și o localnică. Unitatea noastră primiri urgențe este aprovizionată cu 3 doze. Inițial au fost 7 doze de sel antiviperin, dar s-au prezentat 3 cazuri, 2 turiști din zona Băile Herculane și o localnică din Clisura Dunării. De asemenea, o doză a fost redirecționată către UPU Arad. Au fost mai multe mușcături anul acesta. Față de anul trecut a fost mai multe mușcături. Specialiștii spun că viperele sunt foarte timide, iar peste 90% din mușcături se întâmplă când oamenii încearcă să le prindă sau să le ia în mână.